Bună, draga mea. Sunt Luna Ala. După 23 iulie, Soarele este găzduit în casa zodiacală al ceea ce va face posibil atingerea unei stări pozitive, chiar de armonie. Uranus va pleca în direcția opusă, ceea ce poate însemna condiții meteorologice dificile anomalii atmosferice, vânturi puternice, contraste meteorologice, accidente în transport. Marte va continua să se deplaseze de-a lungul semnului berbecului, încetinind cursul general al afacerilor și dezvoltarea de proiecte antreprenoriale și creative. Aceste lucru este determinată de inversarea lui Marte la începutul lunii septembrie 2020. Nu amâna lucruri importante până la toamnă. Grăbește-te să faci tot ce este necesar pentru dezvoltarea proiectelor și angajamentelor acum în vară. Luna August a fost numită în onoarea împăratului Augustus Cezar în anul 8 înaintea lui Hristos, anterior, August a fost numită Sextilia, care în latină însemna a șasea. Despre sărbătorile românțice în această lună, voi vorbi pe larg în horoscopul săptămânal, în calendarul creștin luna Auguste debutează cu scoaterea Sfintei Cruci, începutul postului adormirii Maicii Domnului, sau denumită în calendarul popular Macaveli, Ziua Crucii. Apoi pe 6 august vom sărbători schimbarea la fața Domnului, Probejenia, iar pe 15 august, adormirea Maicii Domnului. La sfârșitul lunii, pe 29 august, sărbătorim tăiera capului Sfântului Ioan Botezătorul ultima lună de vară va fi destul de aglomerată, sau să spun altfel, moderat înghesuită. Dacă ceilalți te presează, fi de acord cu ei cel puțin prin cuvinte, și apoi fă cum consideri de cuvință. Extindeți orizonturile în prima decada a lunii august. Află lucruri noi, pleacă fără griji într-o călătorie, începe să înveți limbi străine. Dacă nu ai ocazia să evadezi din casă, acordă preferință programelor cognitive de televiziune și citește literatura spirituală sau ezoterică în timpul liber. Tot ceea ce înveți în această perioadă îți va fi util în viitorul nu atât de îndepărtat. Trebuie să știi și să-ți notezi că 8 și 9 august sunt zile grozave pentru vizitarea unor evenimente semnificative din punct de vedere cultural. Dependența de opiniile celorlalți va fi puternică în a doua decada a lunii rămâi cum ești, nu-ți schimba principiile încercând să îi mulțumești pe ceilalți. În caz contrar, vei cădea în capcana poziției nefavorabile a planetelor și îți vei pierde individualitatea. Gestionează-ți timpul cu înțelepciune. Așa te îndeamnă stelele în ultima decada a lunii august. Planifică-ți în fiecare zi timpul cu atenție și încearcă să te rupi de obiceiurile proaste. Dacă vei reuși să urmezi un program clar, dacă vei reuși să manifesti concentrare și dăruire, vei obține un succes mare și vei depăși în mod vizibil toți concurenții. În această perioadă, parteneriatele sau relațiile de dragoste pot fi, de asemenea, exacerbate din cauza egoismului, ambiției și incapacității de a negocia avantajele reciproce. Pe 22 august soarele trece în zodia fecioarei un moment bun pentru a rezuma rezultatele preliminare ale perioadei de vară, pentru a pune accente, principalele sarcini pentru toamna anului 2020, o zi bună pentru a pune lucrurile în ordine în afaceri și documente. Poți găsi din greșeală lucruri și documente pierdute de multă timp. Apropo, în această perioadă va deveni mai clar cine va fi în viitor pregătit pentru parteneriat, relații de familie și responsabilități. Prin urmare, la sfârșitul lunii august, este necesar să construiești relații strategice și pe termen lung, pentru a nu distruge ceea ce vei fi creat în a doua jumătate a lunii septembrie și începutul lunii octombrie. Dar bine, acum, hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec August pentru tine este o perioadă foarte dinamică și favorabilă, deoarece vei fi plină cu idei și planuri noi, vei fi norocoasă, vei deveni mai populară, vei avea succes, prin urmare vei putea să te bucuri de viață și de poziția ta, cu toate acestea, aceste lucruri poate intensifica nemulțumirea din partea prietenilor și colegilor mai puțin prosperi. Perioada de la 4 la 14 august va fi foarte activă pentru tine, când farmecul și entuziasmul tău pot să infecteze pe cei care sunt pregătiți să stea sub steagul tău. Aceasta este, de asemenea, o perioadă romantică interesantă, iar tu vei fi deschisă iubirii și creativității. Următoarea perioadă activă te așteaptă în a treia decadă, când vor exista perspective în afaceri. Noi propuneri și proiecte care promit un venit bun, poți fi ademenite de aceste lucruri și îți poți pierde interesul pentru afacerile vechi, ceea ce amenință curăcirea unor relații, banii și relațiile. În prima decada a lunii august, vor exista unele cheltuieli suplimentare, care în primul rând, pot fi explicate prin pregătirile pentru vacanță sau chiar vacanța în sine, și prin urmare, nu trebuie să-ți faci griji. În curând de totul va merge în rutina obișnuită. În orice caz, a doua decada a lunii august va fi dinamică, dar, în același timp, oarecum contradictorie. Neconcordanțele cu partenerii privind evoluția ulterioară a afacerii, precum și neconcordanțele componentei financiare sunt posibile. Dacă nu dorești să ajungi la statutul de ratat, asigură-te că te comporți în mod confident și consecvent. Adevărat, vei pierde aceste calități în a treia decada a lunii august. Încearcă să fii puțin mai curajoasă și adversarii tăi se vor risipi, simțind clar că nu se pot încurca cu tine. În cea de-a treia decada a lunii august, astrele te predispun la o anumită incertitudine în afaceri, iar această situație va dura până la începutul lunii septembrie. Dragostea și aventurile, în sfera personală, totul va fi bine întâlniri plăcute, divertisment și alte plăceri, asta te așteaptă în luna august. Unele schimbări plăcute pot deveni din ce în ce mai apropiate, probabil destul de așteptat și poate, destul de neașteptat. Dacă în august intenționezi să mergi într-o călătorie romantică, aceasta va fi foarte reușită. Trebuie amintit faptul că în această lună, poți fi preocupată la lucru, Viața personală se poate retrage în fundal. Este clar că aceste lucru nu poate fi plăcut partenerului sau soțului tău. La urma urmei, el ar putea planifica altceva pentru această lună. Prin urmare, pentru a evita problemele inutile, dacă este cazul, încearcă să explici situația rudelor și, de preferință în avans, aceste lucruri te va ajuta la evitarea insultelor din partea lor. Sănătatea în această lună, nu te vei plânge de sănătate, acest lucru nu este surprinzător pentru că ești plină de energie, deoarece vei avea foarte multe de făcut în această lună, aceste lucru poate duce la oboseală și chiar destul de puternică, prin urmare, astrele te sfătuiesc să te odihnești mai mult sau cel puțin să dormi suficient, din păcate. Se pare că a refuza să lucrezi și să iei o vacanță acum este puțin probabil să reușești, prin urmare, cel puțin uneori, ieși în natură, este posibil ca cineva din familie să aibă nevoie de atenție. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Taur, august pentru tine este o perioadă favorabilă și agitată iar viața activă din jurul tău poate să te obosească și să te enerveze. Cu toate acestea, aceasta este o lună bună pentru o vacanță de familie, pentru construirea unei case, repararea locuinței și abordării creative, care te va ajuta să transformi spațiul din jurul tău. În plus, în perioada de la 4 la 14 august, vei avea posibilitatea de a-ți mări veniturile prin dezvoltarea afacerilor de familie, creșterea veniturilor de la soț sau partener, precum și să te căsătorești sau să te alături unor proiecte profitabile. Aceeași perioadă favorabilă pentru tine va fi cea de-a treia decadă, când vei simți influența unor energii pământești mai confortabile, care te vor ajuta să te afirmi, să pui mai multă presiune la lucru, să fii mai hotărâtă. Stima de sine va crește, vei fi capabilă să reușești în cariera ta. Să-ți încerci mâna într-un nou domeniu, să schimbi tipul de activitate, banii și relațiile. În august, îți va fi destul de greu să stai acasă. Noile oportunități și idei contribuie în orice mod la călătorii noi, cunoștințe interesante. Acum este momentul potrivit pentru a ajunge la un acord privind problemele de afaceri și, prin urmare, ești capabilă să implementezi toate ideile existente. Nu neglija legăturile utile, învață să beneficiezi de orice situație, nu trebuie să renunți la luarea deciziilor profesionale, să accepti noi proiecte, propuneri, sarcini, îndatoriri, cu toate te vei descurca minunat, grație sprijinului partenerilor tăi, de asemenea, vechi prieteni și personalitățile de rang înalt îți vor oferi ajutor, cu toate acestea, nu este exclusă deteriorarea relațiilor cu partenerii de afaceri care lucrează individual, însă nu va împiedica să-ți atinge obiectivul, ci va necesita doar modificările planului. Dragostea și aventurile Se prea poate ca luna august să o trăiești sub o stare de spirit romantică și de dragoste. În prima jumătate a lunii, stelele și aspectele lor vor face unele ajustări ale relațiilor personale pot apărea confuzii și va crește probabilitatea de dezacord. În această lună, în sfera emoțională vei fi foarte schimbătoare și nu vei fi capabilă de sentimente profunde. De fapt, nu ți place rutina și, prin urmare, merită ca romanul să dureze doar câteva luni, deoarece sufletul tău necesită noutate, impresii mai vii. Acest lucru este valabil mai ales dacă ești înfricoșată de relații. În această lună poți aduce suferință unui iubit și el, la rândul lui te va chinui. Această situație este probabil să dureze până în a treia decada a lunii august, după care totul va merge în rutina normală. Totuși, dacă se întâmplă ceva cu adevărat, înseamnă că la tine s-a născut un sentiment cu adevărat sincer. Dacă ești singură pe pajiște, ai putea găsi un partener de cuplu la sfârșitul lunii și, prin urmare, nu sta acasă, dobândește noi cunoștințe. Dacă ești înhămată la familie într-o relație stabilă, acum îți va face plăcere să ai grijă de copii, deși o mulțime de bani vor merge la nevoile lor. Sănătatea Potențialul tău energetic nu este suficient de ridicat. Perioadele de activitate viguroasă vor fi înlocuite de epuizare și, prin urmare, previziunile pentru sănătate nu sunt prea favorabile. Fii deosebită de atentă la corpul tău pe timpul lunii pline din 15 august și, de asemenea, în perioada lunii noi de pe 1 august, în acest moment, ești predispusă la răceli, infecții, este probabilă exacerbarea bolilor cronice, dar cum tu în principiu ești energică și viguroasă, prin urmare, nu te tem de boală, adevărat stelele te sfătuiesc să nu te agiți și să nu fii nervoasă în a doua jumătate a lunii august, deși situația va contribui în orice fel la acest lucru. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Gemeni în luna august vei simți un interes spărit față de comunicare, călătorii, întâlniri cu potențialii parteneri care te vor ajuta să-ți realizezi potențialul profesional. Perioada de la 4 la 14 august va fi deosebită de activă, când vor apărea perspective în carieră, iar tu vei simți intuitiv de ce parte să ai măsuri pentru a nu pierde oportunități favorabile. Abilitatea de a comunica cu oamenii te va ajuta să întâlnești pe cei cu care relațiile se pot dezvolta în parteneriate de succes, fie că sunt de afaceri, fie că sunt de dragoste. Zilele de la 15 la 21 august sunt relativ liniștite, dar perioada după 21 august promite schimbări neașteptate pentru tine, ocazia de a ieși din umbră și de a te afirma singură. Prin urmare, acest timp s-ar putea dovedi a fi foarte semnificativ pentru tine în termeni de autorealizare, începutul unor schimbări serioase în destin, banii și relațiile. August, și mai ales prima jumătate a acestei luni, este cel mai bun moment pentru a face afaceri de natură profesională. În acest moment, tendințele pozitive din ultima lună continuă și acum vei fi înconjurată de oameni utili și folositori. Contactele noi te vor ajuta să-ți revizuiești complet capabilitățile și sarcinile. Fără de succes pentru tine poate fi a doua jumătate a lunii august. Pentru că în această perioadă vor exista probleme care vor fi destul de complexe, relațiile cu prietenii sau partenerii pot fi complicate din cauza problemelor financiare, îndepărtarea acestora va necesita multă timp și, prin urmare, acum ar trebui să ai răbdare și să încerci să rezolvi treptat toate sarcinile. Șefii și antreprenorii se pot confrunta acum cu controale neprevăzute și, prin urmare, pot pune lucrurile în ordine acum. Aminteșteți că problemele sunt temporare și vor fi rezolvate în lunile următoare. Dragostea și aventurile. August este o lună perfectă pentru confidențialitatea în cuplu. Aceste lucru este valabil mai ales pentru partenerii care au o relație romantică de multă timp. Acum este momentul să vă decideți împreună viitorul. Cel mai probabil, la sfârșitul lunii august, veți decide totul. Căsătorie este posibilă, conviețuirea și chiar planificarea unei sarcini. În general, se poate spune că o uniune completă cu un partener va avea loc în viața ta personală, și chiar dacă unele fluctuații sunt încă posibile în prima sau a doua decada a lunii august, cu toate acestea, chiar și aceste lucruri nu va afecta rezultatul. Reflecțiile aici nu sunt necesare, doar să ai încredere în soartă. În a doua jumătate a lunii august, soții prietenoși se vor putea bucura reciproc de succesul celuilalt, relațiile cu rudele vor fi, de asemenea, destul de armonioase. Este, de asemenea, posibil să-ți întâlnești familia și prietenii care locuiesc într-o altă țară sau într-un alt oraș. Sănătatea, în august, potențialul tău energetic va fi destul de scăzut iar previziunile pentru sănătate arată instabilitate. Deci, fi deosebită de atentă la tine, ai mare grijă când conduci o mașină. Dacă ai afecțiuni cronice ale stomacului și intestinelor, trebuie să intri într-un program profilactic, excepția poate fi subliniată numai dacă vei fi foarte nervoasă în a doua jumătate a lunii august, ceea ce poate duce la o agravare a afecțiunilor mai vechi. De aceea, încearcă să răspunzi mai calm la evenimentele care au loc în viața ta, iar apoi totul se va dezvolta cu mult mai mult succes și vei putea să te lauzi cu o bunăstare excelentă. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. RAC Pentru tine, Augustă nu este o perioadă foarte liniștită, iar energiile de foc nu vor fi percepute de tine ca fiind prea confortabile. S-ar putea să existe relații tensionate cu partenerii, care ar putea duce, uneori, la certuri, la reproșuri, dar din punct de vedere financiar, poți fi foarte norocoasă, poți obține un loc de muncă bine plătit, oferte bune sau te poți alătura unor proiecte sociale interesante. Acesta este, de asemenea, un moment bun pentru a călători, pentru a te relaxa. Cu toate acestea, Relațiile cu prietenii și colegii pot fi ambigue, iar tu ar trebui să te ferești de un truc din partea lor. În plus, schimbările viitoare te ar putea alarma, din cauza riscului de a pierde șansa ta norocoasă. În cea de-a treia decadă, te vei simți mai încrezătoare și schimbările pot să transforma viața ta, ceea ce va schimba nu numai atitudinea ta, ci și părerea celor din jurul tău, banii și relațiile. În domeniul profesional în această lună totul va merge ca de obicei, cu toate acestea, dacă va fi să apară probleme, le vei putea rezolva cu ușurință. De asemenea, pregătește-te, îți poate fi încredințată o lucrare foarte responsabilă și, deși îți poate lua mult timp și nervi, merită, eforturile tale nu vor fi pierdute în zadar, dacă reușești să faci acest lucru te poți aștepta la o creștere semnificativă în carieră. Dar astrele te avertizează că trebuie să muncești din greu și dacă încerci să scapi sau să arunci sarcina pe umerii altora, rezultatul poate fi exact opusul așteptărilor. Va trebui să fii deosebită de atentă la cerințele legale și să eviți acele acțiuni care pot te duce la probleme juridice tot ceea ce faci ar trebui să fie efectuat în strictă conformitate cu instrucțiunile și legile aplicabile, chiar dacă încălcarea lor te-ar ajuta să economisești timp, dar nu încerca să te încarci cu prea multă muncă, tocmai din punct de vedere fizic nu vei putea face față. Dragostea și aventurile. August îți va clarifica relația de dragoste vei putea în sfârșit să ți dai seama ce este cu adevărat important pentru tine în această viață. Poate că, în mod neașteptat, vei cunoaște unele dintre dependențele partenerului tău, pe care nu le poți accepta în mod activ. Cu toate acestea, aceasta nu va însemna o înrăutățire a relației voastre, ci doar că acțiunile jumătății tale vor deveni mai clare. Astrele sugerează că dacă ești singură, Vei putea stabili relații care vor fi construite foarte activ și decisiv, și vei reuși în acest sens, deoarece partenerul tău va simți o anumită simpatie mai înaltă față de tine, cauzată tocmai de această persistență și presiune. Un roman care va începe în acest moment va avea multe perspective, dar ar trebui să-ți moderezi doar atunci când îți dai seama că ai controlul complet asupra situației. În această perioadă, Conflictele cu părinții tăi sunt, de asemenea, posibile. Nu vei reuși să-i convingi, ceea ce înseamnă că, dacă este posibil, încerci să nu le spui planurile tale și să nu te bazezi pe ei. Părinții tăi nu intenționează să-ți perturbe stilul de viață și să te convingă că nu vei reuși, dar insistența lor te poate deranja. Sănătatea. În prima și a doua decada a lunii august, Potențialul tău energetic este suficient de ridicat, iar bolile nu te vor intimida. Somnul și oboseala vor fi resimțite numai la sfârșitul lunii și, prin urmare, acum stelele ți recomandă să fii în cercul celor apropiați cât mai des posibil și să încerci să eviți companiile zgomotoase. În plus, ai grijă atunci când conduci deoarece această activitate implică un risc ridicat de rănire. Nu-ți face griji cu privire la flacuri, protejează-te de stresul nejustificat, este cauza principală a tuturor bolilor. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Leu, pentru tine, luna august este o perioadă foarte activă și una dintre cele mai favorabile pentru tine, chiar poate marca un punct foarte important în viața ta. Potențialul tău sexual și creativ este activat, ceea ce îți poate schimba nu numai viața personală, ci și statutul social. Vei fi ambițioasă, vei avea o dorință ridicată de a fi vizibilă, de a primi totul de la viață conform ideilor tale, și multe lucruri vor sta fix pe umerii tăi, în special în perioada 4 la 14 august. Obiectivele mai mari te vor îndepărta de afacerile și responsabilitățile început anterior, ceea ce amenință cu complicații în relațiile cu conducerea și angajatorii. Următoarea perioadă favorabilă este așteptată după a 21 -a zi de august, însă energiile pământești nu vor fi atât de confortabile pentru tine și va trebui să-ți schimbi tactica. În acest moment, schimbări serioase în carieră și în afaceri pot face o mare diferență în viața ta. Banii și relațiile În această lună joci cărți cu un atun mânecă. Zeița fortuna este de partea ta. Tot ceea ce vei întreprinde are sprijin și aprobare, evident dacă este legal și fără urmă de egoism. Ai deci timp să dai lovituri uimitoare, inclusiv cele financiare. În cea de-a doua jumătate a lunii, Poți întâmpina probleme care nu au fost închise în trecut, datorile tale vor reveni și îți vor aminti fie de o lașitate, fie de un moment de egoism, luna august îți poate aduce dificultăți în muncă, uneori ți se va părea chiar că lucrarea nu se mișcă dintr-un punct mort și că niciunul dintre eforturile tale de dezvoltare a afacerii sau sarcinii nu are niciun rezultat. Nu este adevărat tot ceea ce faci va constitui baza unor noi proiecte pentru care este cel mai bine să te pregătești din timp. Dragostea și aventurile Prima jumătate a lunii este foarte potrivită pentru primirea sau acordarea de cadouri. Fă plăcere și partenerului tău. Și în a doua jumătate a lunii nu trebuie să pui la îndoială sentimentele sufletului tău pereche pentru tine și nici să-l întrebi despre planurile lui. Rești să uzi ceva care nu-ți va face plăcere, și asta îți va face rău, dar acest lucru este evident, deoarece aceasta este doar reacția ta la informație, nimic mai mult, încearcă să-ți liniștești mândria, asta este, viața ta personală poate fi plină de evenimente, pot exista dispute legate de proprietăți imobiliare sau probleme de manipulare a copiilor, dacă nu vei aluneca în reproșuri și insulte. Dacă poți merge într-o conversație constructivă, relația va fi ajustată, desigur, sunt mulți dacă în această ecuație, sănătatea, grija de tine este ceea ce ar trebui să devină prerogativată în luna august, nu te răsfăța cu excesele și în mod special condu mașina cu atenție, nivelul scăzut al potențialului energetic poate provoca o mulțime de probleme, așa că prudența nu-ți va face niciun rău. Dacă ai simptome de boală în luna august, mergi la un medic și asigură-te că faci tratamentul necesar. Nu încerca să rezolvi singură problema cu lacuri băbești. În această perioadă, este posibil să ai probleme cu sistemul circulator, aspectul probabil este cel al cheagurilor de sânge. Acordă mare atenție picioarelor. Șansele sunt, de asemenea, de a obține un fel de răni ale membrelor inferioare în timpul sportului sau jocurilor în echipă, deci, dacă este posibil, amână problema pe mai târziu. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Fecioara August pentru tine este luna cea mai dificilă, de când se încheie vechiul an solar și începe următorul, ceea ce îți va afecta energia și starea de spirit. Aceasta nu este perioada cea mai potrivită pentru manifestarea de inițiative, ambiții și este mai potrivită pentru finalizarea cauzelor inițiate anterior. Sprijinul rudelor și patronilor te va ajuta să finalizezi cu succes această perioadă și să te pregătești pentru următoarea trambulină, care va începe după 21 august. În acest moment, vei simți o creștere de forță și dorință de a-ți realiza ambițiile poți face o excursie, poți vedea noi țări și poți obține o ofertă neașteptată din străinătate cu privire la muncă sau pentru a-ți schimba viața personală. În plus, te vei implica cu ușurință în noi idei, proiecte și dacă reușești să le transformi într-o chestiune din viața ta, îți vei schimba radical destinul și norocul, banii și relațiile. În august, vei crea noi legături puternice de afaceri și după multă timp, vei îndepărta tot ce este inutil și fragil, iar relațiile cu conducerea pot fi întărite. În a doua jumătate a lunii, ai grijă, în acest moment poți fi inspirată cu ușurință de idei și direcții false, ferește-te de sfătuitorii falși, către sfârșitul lunii, în ultimele zile, vine o perioadă care nu este foarte favorabilă planurilor și proiectelor tale. De la 12 la 27 august, în finanțe vei fi doar divergentă, vei cheltui, dar nu vei acumula și nici nu vei multiplica. Costurile neprevăzute sunt așteptate mai ales la mijlocul lunii, în jurul datei de 15 august. Dar în ultimele zile, zeița fortuna îți va zâmbi, încearcă să cumperi un bilete de loterie, poate fi șansa ta. Dragostea și aventurile. Relația ta cu a doua jumătate va fi mai clară și mai specifică fie împreună sunteți de acord cu ceva, faceți planuri generale și, poate, începeți să le împreună în practică, fie va fi totul exact pe dos, asigură-te și contribuie la aceste planuri, dar fi precaută, pe lângă recunoașterea ulterioară, poți primi un dar ieftin, un reper, un text cu subînțeles, etc. Cel mai bine, în august evită întâlnirile și zilele de naștere ale altora. De cealaltă parte, în august, nevoia ta de a iubi și de a fi iubită crește. Vei dori să fii din nou sărutată pe stradă, fără griji să umbli până dimineața pe străzi și parcuri, etc. Dacă ești deja într-o relație, adu acest nou flux energetic în relația existentă. În ultimele zile ale lunii, dacă suferi de o infatoare excesivă, mai ales atunci când vine vorba de relații noi, neîncercate, poți fi înșelată, te poți trezi într-o iluzie dureroasă, sănătatea. Dacă îți pierzi entuziasmul în viață și te simți frustrată, concentrându-te asupra circunstanțelor care sunt deja depășite, atunci corpul tău fizic este epuizat, umorul, bucuria și rivalitatea sănătoasă îți vor aduce o recompensă sub forma unei dispoziții festive optimiste, care este una dintre componentele bunei sănătăți. Spre sfârșitul lunii poți observa o deteriorare a vederii, aceasta se datorează unei funcționări defectuoase a nervului optic, reglarea corectă a respirației este extrem de importantă pentru sistemul nervos, oxigenul este vital pentru nervi, oxigenul acționează asupra octavelor superioare ale sistemului nervos sensibil, ca o baie de curățare. Este clar că recomandarea ar fi o ședere mai frecventă în aerul curat și renunțarea la fumat. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Balanța În această lună, te vei putea exprima cu succes într-un proiect colectiv, în activități educaționale sau științifice. Vei fi capabilă să te manifesti perfect într-o cauză comună să-ți dovedești partea cea mai bună și aceste lucruri poate deschide perspective de succes în viața profesională și personală. Întâlniri cu mulți prieteni, conexiuni reușite, datorită cărora poți ajunge la un nou nivel social, prin urmare, în luna august, vei avea o viață foarte bogată, din cauza căreia treburile și îngrijorările de uzcaznic pot dispărea în fundal ceea ce va complica relațiile cu cei de acasă, mai ales cu părinții. Perioada de la 15 la 21 august va fi mai calmă, dar după 21 august, evenimentele neașteptate îți pot schimba drastic ideile și, poate, viața ta se poate derula conform principiului, nu ar exista fericire, dacă nefericirea ar ajuta, în acest moment vei putea vedea adevăratele fețe ale celor din apropiere, banii și relațiile, abilitățile tale diplomatice, în august, te vor surprinde chiar și pe tine însăți, orice conflict în care intervii va fi nimic. Astrele pentru luna august, promi succesul tău în aventuri riscante numai dacă aventura se bazează pe acțiuni atent gândite. Cântărește bine înainte de a lua o decizie profitabilă să vezi dacă nu afectează interesele altcuiva, dar nu lăsa perioada să ți se scurgă cu gândul la faptul că te vei gândi. Beneficiul obținut la începutul lunii august nu ți va permite să dormi liniștită toată luna. Atunci când oferi ajutorul tău familiei, prietenilor și colegilor, amintește-ți că poate fi perceput ambigu și nu întotdeauna cu recunoștință. Dragostea și aventurile. În august, Vei fi foarte sociabilă și energică, cu toate acestea, este totuși necesar să-ți stabilești priorități, altfel există riscul de a fi devastate moral. Relațiile cu rudele în august se dezvoltă cât mai mult posibil. Dacă ești singură, fiind cu afișul roșu, ocupat, pus pe ușa ta, așteptând hobby-uri romantice de pe margine, vei ajunge să-ți umpli timpul cu televizorul. Butonând după telenovele siropoase sud-americane sau turcești, ai grijă dacă nu dorești să-l pierzi pe cel sortit. ascultă intuiția, chiar dacă rare ori în august va fi ascuțită până la limită. Nu te strădui să continui relația cu un bărbat care la prima întâlnire ți-a făcut o impresie neplăcută asupra ta. Timpul va arăta că ai avut absolută dreptate în precauția ta. Sănătatea Ferește-te de bolile respiratorii. Nu te grăbi să te îmbraci în haine inadecvate, există riscul de îmbolnăvire. În august, trebuie să bei mai multe vitamine. Am spus să bei și sper că poți face diferența între un măr și sucul de mere, ca să-ți mărești imunitatea. Nu intra în contact direct cu cei care sunt deja bolnavi, acum poți foarte ușor să te infectezi din cauza imunității slăbite nu neglija examinarea planificată de către un medic, în caz contrar riști să pierzi stadiul inițial al bolii. Insomnia te poate chinui acum, așa că încearcă să-ți faci un regim corect al zilei. Încearcă să te inițiezi singurică în tehnici de respirație. Ți se recomandă să vizitezi piscina și să petreci mai multă timp pe tălpile proprii, lăsând acasă opincile cu cai putere. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Scorpion, pentru tine, august poate să nu fie foarte favorabil sănătății și dispoziției, însă la nivel profesional sau social aceasta este o perioadă foarte bună, munca ta va începe să aibă roade bune, vei simți un gust pentru viață vei fi interesată de creșterea bunăstării tale și pentru aceasta vei avea o mulțime de oportunități. Prin urmare, trebuie să ai o atitudine antreprenorială, să utilizezi conexiunile, farmecul și intuiția și să nu aștepți ca norocul să bată la ușa ta. În cea de-a treia decada a lunii august, te vei simți mai încrezătoare, vei uimi partenerii cu ideile originale și îndrăznețe și te vei putea angaja în noi proiecte. Aceasta poate însemna și abandonarea legăturilor vechi și o nouă transformare în carieră. În acest moment, îți va fi dificil să te oprești, vei fi dispusă să-ți asumi riscuri, începând de totul de la început și fără teamă de schimbare, banii și relațiile. Vei fi surprinsă, dar în ciuda tuturor dificultăților, te așteaptă stabilitatea financiară. Aceasta însă cu condiția să nu începi să cheltui banii câștigați cu greu la dreapta și la stânga. Există mai mulți bani și totuși nu sunt suficienți. Apoi este timpul să-ți reduci cheltuielile și să abandonezi lucrurile inutile. În caz contrar, trebuie să te împrumuți de la prieteni. Ar trebui să nu te mai grăbești de la o extremă la alta când muncești din greu. Poate că toată noaptea stai cu ochii pe pereți de dragul noului roman. Șefii sunt în dispoziție bună, așa că nu vor ține cont de șoaptele colegilor din spatele tău. Cel mai probabil ei nu te discută deloc, doar îți bărfesc cearcănele, dragostea și aventurile. Dacă totul în jurie e pustiu, adică ești evident singură, nu ar trebui să fii prea intestinală și să-ți pierzi capul pentru un alt bărbat frumos. Poate că nu este cel de care ai nevoie. Dar dacă ești îndrăgostită, poți fi la un pas departe de o decizie importantă care duce directă la registratură. În cazul în care călărețul tău este timid și indecis, fă o ofertă de una singură sau cel puțin sugerează, subliniind foarte clar dorința ta, dacă ești îndrăgostită toată luna aceasta, vei dezvolta relația destul de bine. Chestiunile majore nu sunt prevăzute, să spunem așa exact iar optimismul tău caracteristic va atrage multă bucurie asupra ta. Nu te concentra pe așteptarea ofertei de mână și inimă, ci pur și simplu vorbește. Nimeni nu știe cum se va dezvolta viața și se întâmplă de multe ori ca o căsătorie puternică să se nască dintr-o prietenie obișnuită. Sănătatea Încearcă, fără grijă inutilă, să nu vizitezi locurile aglomerate în primele zile ale lunii august există un mare risc pentru a intra în contact cu o boală virală. Desigur, nu poți anula toate călătorile la magazin și, prin urmare, ar fi frumos să obții o vaccinare împotriva gripe sau cel puțin să bei sucuri cu multivitamine. Acordă atenție în primul rând de diete tale. Dacă ai suferit anterior de boli hepatice sau de rinichi, acestea se pot agrava din nou. Este posibil să trebuiască să renunți la dulce și gras. Dar este cu siguranță meritat, atunci corpul va spune doar Mulțumesc! Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Săgetător, pentru tine, august este o perioadă foarte dinamică și de succes când deschiderea și entuziasmul te vor ajuta să deschizi orice ușă, să realizeze idei înalte. În acest moment, popularitatea ta va crește. Numărul de suporteri va crește, dar și dorința de a călători și de a face noi cunoștințe, activitățile publice vor avea, de asemenea, un mare succes și vor spori stimata de sine. De aceea, între 4 și 14 august, tu trebuie să fii foarte activă, să te întâlnești cu lumea, să călătorești și să discuți despre planurile tale, iar semințele viitoarelor răsaduri de succes pot să germineze rapid. În cea de-a treia decadă, situația se va schimba, iar energiile pământului vor necesita acțiuni mai specifice și mai bine gândite. Din acest moment va trebui să-ți schimbi conștiința, stilul de lucru pentru a-ți atinge dorința, și atunci rezultatele pot chiar să depășească așteptările tale, banii și relațiile. Astrele te avertizează, la locul de muncă vei avea o perioadă dificilă, pot apăra neînțelegeri? conflicte, priviri laterale și burfe în spatele tău. Din acest motiv, totul poate cădea din mâinile tale, dar nu nebuni și nu te zgâria pe inimă, pasiunile vor scădea în curând, acceptă merită faptul că este în firea ta să provoce invidie, iar viața de serviciu va reveni într-un ritm liniștit. Dacă decizi să-ți asumi riscul, această lună poate fi extrem de favorabilă din punct de vedere financiar. Shoppingul va avea succes și îți va aduce bucurie autentică. Este deosebită de bine acum să dobândești ceva de dimensiuni mari pentru casă, de exemplu, mobilier sau aparate de uzcaznic. dragosta dragostea și aventurile. Norocul tău nu se va schimba în treburile dragostei. Dacă ai fost într-o relație pentru o lungă perioadă de timp și aștepți o propunere de căsătorie, ziua X va veni cel mai probabil în luna august. Este timpul să te gândești la locul în care a ajuns relația voastră. Dacă tu și partenerul tău sunteți blocați în stadiul inițial, poate că este timpul să mergi înainte, dar separat. Vorbește inimi cu inima, nu te gândi la un moment mai bun decât acum. Dacă ești o reprezentantă singuratică a semnului, te așteaptă o cunoaștere foarte plăcută și, de la bun început, este posibil să nu vezi viitorul ales într-un bărbat frumos, sănătatea. S-ar putea să simți o stare de roșie oboseală din cauza tulpinilor nervoase care par să aibă fertilizatori, dar nu există motive să-ți faci griji. Încearcă să obții suficient somn, atunci vei avea mai multă putere. Un magazin pentru somn nu cunosc, dar un ceai de tei cu lămâie pe te va ajuta. Astrele te sfătuiesc, dacă ești iubitoare de condimente picante, să limitezi ușor utilizarea acestora, altfel pot apărea probleme la nivelul stomacului. Datorită încărcăturilor excesive, este posibil să ai unele probleme de sănătate. Bolile vechi se pot escalada, în special în sistemul digestiv și în organele orele. Începe tratamentul de îndată ce ai primele simptome și asigură-te că vizitezi cabinetul medicului în timpul programului acestuia și nu avea încredere necondiționată în rețetele medicinii tradiționale. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Capricorn. În luna august poți să experimente schimbări semnificative în viață, în relațiile cu partenerii. În această privință, perioada de la 4 la 14 august poate fi foarte dinamică atunci când poți ajunge la o anumită limită, urmată de necesitatea transformărilor, cel mai probabil interne. În acest moment, conștiința și opiniile tale pot suferi o schimbare a ideologiei, a obiceiurilor, a năravurilor. Este posibil să poți avea acces la banii mulți, precum și să conduci un fel de afacere din umbră. Te vei bucura de o mare influență și de autoritate? astfel încât partenerilor tăi să nu le fie ușor fără tine. În cea de-a treia decadă, energie mult mai favorabile vor acționa, iar tu vei putea să-ți declari, să-ți demonstrezi voința. Aceasta este o perioadă de progres semnificativ în afaceri și relații, banii și relațiile. Perioada poate fi extrem de stresantă pentru afacerea ta. În prima jumătate a lunii, Circumstanțele pot necesita nu atât de mulți bani ca mobilizarea maximă a tuturor forțelor și să lucreze 24 de ore pe zi pentru a rezolva toate problemele. În această perioadă, ar trebui să obții sprijinul unor parteneri sau prietenii de încredere, deoarece riști să pierzi mai multe decât câștigi datorită incapacității de a acoperi totul. Pentru a nu pierde ceea ce este cu adevărat important pentru tine, nu mai pierde la muncă zile și nopți. Fără îndoială, cariera ta este foarte importantă, dar riști să rupi relațiile cu rudele. Dacă lucrezi într-o echipă, acum sunt posibile dispute și certuri, încearcă să te detașezi cât mai mult posibil de ceea ce se întâmplă. Dragostea și aventurile, parteneriatul sau relațiile maritale, în loc de așteptări pozitive, îți pot aduce acum în suflet o ușoară nemulțumire și tot felul de îndoieli, dar nu încerca imediat să recurgi la metode radicale, deoarece, în general, totul nu este atât de rău. Încearcă să te relaxezi și să te simți bine, și vei vedea că emoțiile negative se pot retrage ușor. Dacă ești îndrăgostită, probleme în afacerile de dragoste nu sunt prevăzute. Luna va trece lin și calm și chiar atât de mult calm încât alesul tău să se plictisească de lipsa completă a furtunilor pe această mare liniștită. Încearcă să diversifici puțin timpul liber. Experimentarea în pat este ceva care poate inspira acum o viață nouă în relația ta. Sănătatea. Perioada este relativ stabilă și bună pentru sănătatea ta. Numai în prima săptămână a lunii august ar trebui să fii puțin mai atentă, sunt posibile răceli. După 10 august, sănătatea ta se va îmbunătăți considerabil dacă ai suferit de curând de, de unele boli, îți vei putea permite orice volum de muncă. Dacă nu ai îndrăznit multă timp, dar ai vrut, atunci chiar acum ar trebui să încerci notul, sporturile de forță sau să faci halteră. Dacă ai boli cronice, vei avea o îmbunătățire semnificativă a stării tale de sănătate. Cu toate acestea, trebuie să restaurezi urgent imunitatea slabă. Astrele te sfătuiesc să faci tratamente de wellness. Fă în mod frecvent o plimbare în aerul curat, începe să practici sport și să-ți întreții corpul. De asemenea, reîmprospătează de multe ori aerul în camera în care locuiești sau lucrezi. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Vărsător În prima jumătate a lunii august, te vei bucura de o viață foarte activă, plină de evenimente și întâlniri. Partenerii te vor împinge în mod activ să te schimbi, să atingi noi înălțimi corespunzătoare talentelor și capabilităților tale. Cooperarea de succes și noi parteneri pot deschide perspective mai largi de autorealizare pentru tine. Aceste lucru îți va permite să te desparți fără nicio rămușcare de legăturile vechi și de afacerile păgubase. În acest moment, Relațiile de dragoste se pot dezvolta în mod activ, iar aceasta este o perioadă favorabilă pentru nunți și angajamente de mână și inimă. În cea de-a treia decada a lunii august, vei avea în continuare oportunități pozitive, dar va fi mai greu să te exprimi. În acest moment, sunt posibile schimbări radicale în familie, relocări, reparații, construcții, precum și o mare probabilitate de a primi o moștenire pornind de, de la o afacere de familie, banii și relațiile. Prima decada a lunii august va fi cea mai de succes pentru a face toate lucrurile și a organiza afacerile. În acest moment, toate afacerile tale vor fi rezolvate cu ușurință și exact așa cum ai nevoie. Simte-te liberă să planifici pentru această perioadă cele mai importante aspecte, începutul unor noi și orice acțiune decisivă. Ultima decadă a acestei luni se va deosebi prin stabilitatea tuturor tendințelor, prin urmare, unele afaceri noi inițiate în această perioadă pot fi ușor inhibate, cele mai de succes perioade pentru starea finanțelor tale vor fi prima și ultima decadă a lunii, în acest moment, poți rezolva toate problemele tale, poți achita datoriile și poți găsi o nouă sursă financiară, în cea de-a doua decadă a lunii august, Cheltuielile tale pot te depăși ușor veniturile, poate că vor fi legate de rudele apropiate, dragostea și aventurile. Această lună va fi foarte emoțională și intensă pentru toate tipurile de parteneriate și relații maritale. Dacă până acum ai fost singură, atunci chiar și cunoștința ocazională se poate transforma într-o iubire sau pasiune foarte puternică. În viitor, Vei vedea dacă acest sentiment va deveni dragoste adevărată, dar până atunci va trebui să treacă de mai multe ori testul patului. Dacă ești deja căsătorită, atunci în această lună sentimentele tale vor supraviețui unei creșteri și, probabil, chiar într-un fel te vor face să-ți amintești de tinerețe. Te așteaptă o perioadă destul de favorabilă în chestiuni legate de viața de familie vă puteți da reciproc emoții pozitive și momente plăcute de comunicare. Dacă ai copii, îți vor oferi o mulțime de bucurie. Este un moment bun pentru a rezolva conflicte vechi cu rudele. Sănătatea În acest moment, nivelul general al sănătății tale va fi scăzut, numai după 12 august va începe treptat să crească. Deși în această lună starea ta de sănătate nu va atinge nivelul maxim, Totuși, până în 27 august, volumul total al forțelor corpului îți va permite să privești spre viitor cu mai multă încredere. Folosind aceste informații, planifică-ți propriul program de lucru și odihnă. În această lună, nu-ți fie teamă de efort fizic, încearcă să-ți întărești corpul prin activitate fizică corespunzătoare. Vasele mici de sânge periferice vor fi cele mai slabe în această lună. Iar în combinație cu vremea caldă și retenția de apă, pot duce la leziuni vasculare frecvente. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Pești, august pentru tine poate fi o perioadă dificilă în ceea ce privește sănătatea și manifestarea calităților de afaceri. Cu toate acestea, în prima jumătate a lunii, Împrejurările norocoase vor ajuta șefii tăi să evalueze pozitiv abilitățile tale profesionale, ceea ce va spori șansele tale de succes. Aceștia îți pot oferi o nouă poziție, o nouă responsabilitate mai înaltă. Acesta este, de asemenea, un moment bun pentru îmbunătățirea sănătății și practicarea sportului. Cu toate acestea, în perioada de la 4 la 14 august, Va fi dificil pentru tine să te exprimi și poți lua o atitudine de așteptare și a vedea, nu te vei grăbi să iei o decizie, pentru a vedea în ce mod se mișcă lucrurile și unde este un posibil punct de echilibru. În decursul cele de-a treia decade, activitatea ta va crește, iar alții îți pot cere o acțiune mai hotărâtă și îndrăzneață. În plus, pot apărea informații extrem de promițătoare, precum și noi parteneri, care te vor determina să acționezi rapid și cu curaj. Banii și relațiile Te așteaptă o perioadă destul de dificilă, când îți va părea că te confrunți cu sarcini pur și simplu impracticabile. Astrele te asigură că nu este așa. Chiar dacă depășești în munca ta timpul de program și faci ore suplimentare, nu trebuie să discuți cu superiorii tăi despre această problemă. Iar a te implica în intrigile din spatele scenei cu colegi de muncă, Stelele nu sfătuiesc. Luna August îți poate aduce o afacere riscantă. Pentru a merge sau nu, va trebui să decizi pe cont propriu, bazându-te pe intuiția ta. Sfârșitul lunii August va fi favorabil pentru achiziții mari, cum ar fi o mașină sau un imobil. Banii vor fi suficienți. Prin urmare, după ce ai primit premiul, poți să-l cheltui cu siguranță pe achiziții și daruri. Dragostea și aventurile Există mai mulți admiratori în jurul tău chiar acum și, prin urmare, poți fi chinuită de întrebarea care dintre ei îți va satisface preferințele. Orice sentiment ai, va fi mai bine dacă apelul inimii nu este în dezacord cu vocea rațiunii. Dacă ai îndoieli, întrerupe totul și răspunde mai târziu. Chiar dacă o pace fără precedentă domnește în relație, nu trebuie să te dizolvi complet în partenerul tău. Trebuie să ai puțin spațiu personal, dacă ești singur ar trebui să începi să privești lucrurile mai realist, dacă obiectul simpatiei tale nu răspunde la semne de atenție, poate că ești indiferentă pentru el, sănătatea, ceea ce este cel mai enervant, sănătatea te poate dezamăgi chiar încă de la începutul lunii sau chiar în mijlocul lunii, și, la prima vedere, nu este clar care va fi cauza ai grijă de tine și mănânci în mod normal. Deci, care e treaba? Astrele îți vor spune, lucrezi prea tare și te odihnești puțin. Înaintea ta se așterne o perioadă aglomerată. Spre sfârșitul lunii pot exista mai multe călătorii. Nu refuza să-i ajuți pe colegi, chiar dacă nu mai ai timp. Este necesar să mănânci calitativ, să alegi alimente sănătoase care să se absoarbă lent. Seara este indicată o băutură caldă și un somn bun. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!